Salut, de la Killer Bananaz, iar azi vorbim despre ce mai apare nou pe Cartoon Network în luna martie. Bun, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să distrugeți butonul de like, cel de subscribe, dați și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Puteți deveni și membri canalului, pentru că vă mai ofer câteva chestii în plus și acolo. Bun, hai să începem! Da, e timpul de clipul despre ce apare pe Cartoon Network în luna martie. Și da, acum apare clipul ăsta mai devreme decât cel de luna trecută. Ideea este că în luna asta martie n-apar prea multe, ci doar o miniserie din Gumball, o luna Gumball, nu știu cum vor da episoade mai multe din Gumball, asta e ideea, adică practic asta va fi subiectul principal în toată luna asta martie. Deci da, în sfârșit pot să văd și eu tot Gumball. Să știți că am început și eu să mă uit la Gumball, by the way. Aveți pe aici pe undeva un playlist. De fapt, nu știu dacă am făcut playlist, dar uite, cu ocazia asta fac și un playlist cu imitarea lumea lui Gumball. Mă uit și mai vorbesc aici pe canal, n-am văzut totul imitarea lumea lui Gumball, dar aparent și la Cartoon Network că au zis că avem noi, deci Killer Bananaz, hai să vezi la noi că... Dar asta se întâmplă, o să apară uitarea lumea lui Gumball și ceva episoade din Craig și Dumbrava. Va fi practic un maraton din Craig și Dumbrava. Mă gândeam să-l văd la un moment dat, dar n-am mai reușit să văd, că am mai multe chestii. All in all, Craig și Dumbrava e ok, dacă nu l-ați văzut îl puteți urmări pe Cartoon Network, mai ales că fac acum un maraton întreg cu Craig și Dumbrava, deci dacă vreți să-l vedeți așa blană într-o zi, no problem. Așa cu noutățile astea din luna martie. Nu sunt așa multe noutăți, dar am zis că hai să facem clipul special ce apare în martie pe Cartoon Network. Cam acestea sunt noutățile așa din luna martie. Da, nu sunt multe, dar am zis să vă anunț așa. Și bineînțeles, subiecte despre care vorbim în fiecare clip de luna nouă despre Cartoon Network, ce apare acolo. Steven Universe, nimic. Nimic, deci nici măcar nu știu dacă mai apare, să vă zic sincer, habar n-am. Ei mai anunță așa de când în când, mai apare câte o informație sau ceva, dar în mare parte, nope, mai e nimic. Așteptăm să vedem dacă se vor decide să îi facă release, să-l aducă și la noi în țară. În unele țări a apărut, în unele țări nu, în unele țări sunt mai... În unele țări cenzura e mai comună, în altele nu, e atât de big deal. E, nu e chestia de cenzură. Chiar nu știu dacă sunt elemente atât de cenzurat, vă zic sincer, în Steven Universe Future. Poate că din cauza interesului n-a mai apărut și la noi, cine știe. Oricum, a fost cam tras pe dreapta așa de la Cartoon Network, deci Steven Universe este, dar nu prea, este... un desen important, dar în același timp s-a cantelinat, deci probabil se orientează către alte subiecte acum, către alte desene și seriale și stuff acum, deci na, Steven Universe nu mai e în mod clar un interes mare pentru ei. Vedeți că pusează acum cu Gumball la greu, cu desenele cele mai noi, dar cu Steven Universe gata. Eu aș vrea să apară și Future la noi în țară, adică ar fi un ending destul de fain așa pentru toată seria Steven Universe, care până la urmă a adunat o mulțime de fani și la noi în țară, dar unfortunately, nu știu dacă se va întâmpla, nu mă întrebați, nu știu ce face Cartoon Network, de ce nu vrea, așa că da, nici n-am cum să să vă pun să spamați canalul Cartoon Network, pentru că și-au oprit comentariile, deci ca să aflăm răspunsul de la ei, așa că da, așteptăm și vedem ce o să se mai întâmple. Voi ce preferați mai mult de aici, maratonul cu Gumball sau cel cu Craig și Dumbrava? Puteți să lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Câbza avatarul care trebuie să apere lumea, vă aștept la război, haha! Vreau la final, nu uita să faci un episod cu episoade speciale de ziua îndrăgostiților. Cine a dat atât de repede dislike la video? Like! Blinded by the lights! Salutare!